pentru că suntem la sfârșit de an, un an și cu bune și cu rele. Consider că este datoria noastră să venim în fața dâmbovițenilor să facem un scurt bilanț pentru activitatea pe care am avut-o în anul 2022. Și aici mă refer la tot ceea ce am făcut noi, Consiliuța în Dâmbovița, pentru proiectele majore de dezvoltare pentru județul nostru și, în ultimul rând, pentru toate comunitățile locale din județul Dâmbovița. În cei 2 ani de zile și mai ales anul acesta avem proiecte în implementare în județul Dâmbovița și cred că este chiar o sumă și un moment istoric pentru județul nostru. Avem proiecte în implementare în județul Dâmbovița de peste 1 miliard de euro. Dacă aș face un top al celor mai importante proiecte pe care le implementăm în județul nostru, aș vrea să încep cu sănătatea, cu sănătatea dâmbovițenilor și, după cum bine știți, astăzi avem proiecte importante în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște. Lucrăm la ambulatoriul de specialitate a Spitalului Județean cu o valoare de 3,4 milioane de euro. Anul viitor, la jumătatea anului, va fi finalizată această investiție. Lucrăm la secția de primiri urgențe cu o valoare de aproape 2 milioane de euro. Lucrăm la extinderea secției de cardiologie și anul viitor vom scoate la licitație angiograful pe care îl vom monta în această secție. Valoarea totală a acestei investiții se ridică la 2 milioane de euro, iar legat de aparatul în sine, de angiograf, am primit sprijin și din partea parlamentarilor PSD din județul Dâmbovița, care au depus un amendament la buget pentru a aloca suma de 2,5 milioane de lei, diferența fiind asigurată de Consiliul Județean pentru acest aparat. Și în ultimul rând, așa cum am spus și acum 2 ani de zile, cred că cea mai importantă investiție pe care am făcut-o la Spitalul Județean este aceea în resursa umană. Avem 50 de tineri medici noi, 50 de colegi noi în cadrul Spitalului Județean, media de vârstă 37 de ani. La capitolul infrastructură, avem tot la fel pentru prima dată în istoria județului Dâmbovița 4 drumuri județene noi pe care le vom construi de la zero și am spus acum 2 ani că îmi doresc să avem în județul Dâmbovița centuri ocolitoare pentru toate centrele urbane din județul nostru. Avem inelul 2 de centură al municipiului Târgoviște cu o valoare totală de 147 de milioane de euro. Este un drum județean nou. Avem deja protocolul semnat cu Ministerul Transporturilor și suntem în fază finală în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor pentru a aviza traseul final. Anul viitor vom finaliza faza de fezabilitate și vom scoate la licitație proiectul tehnic și execuția inelul 2 centură al municipiului Târgoviște. Avem inel de centură pentru orașele Pucioasa și Fieni. Aici avem deja aprobat traseul. Suntem la stadiu de avize. Deja am depus toate documentațiile pentru a obține avizele necesare acestui studiu de fezabilitate. Eu vreau să mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean, tuturor consilierilor județeni, pentru că au fost receptivi și, în ultimul rând, au votat și, bineînțeles, au fost de acord cu proiectele pe care le-am gândit împreună pentru județul Dâmbovița. Nu ne vom opri aici, convine sau nu convine unora sau altora. Aceasta este statistica anului 2022. Avem proiecte în implementare, așa cum am spus de la început, de peste 1 miliard de euro în județul nostru. Sunt lucrări importante la stadiul de studiu de fezabilitate, proiecte tehnice, contracte semnate de execuție și unele dintre proiecte sunt chiar în execuție, în implementare. Am spus acum 2 ani, ne dorim să scoatem județul Dâmbovița dintr-un con de umbră. Noi eram un județ între 2 județe importante și în plină dezvoltare, Argeș și Prahova. Eram un județ în regiunea Sud-Muntenia care nu eram, așa cum ne doream cu toții, într-un stadiu avansat de implementare, dar aici, împreună cu toți primarii din județul nostru, împreună cu consilierii locali, cu consilierii județeni, cu parlamentarii, am scos județul Dâmbovița dintr-un con de umbră și anul acesta, în 2022, Dâmbovița este pe primul loc la atragerea de fonduri europene din regiunea Sud-Muntenia.